CSU Suceava a început anul 2015 cu o înfrângere. Echipa pregătită de Petru Ghervan și Răzvan Bernecu, pierzând la 9 goluri, scor 22-31, meciul disputat sâmbătă pe terenul celor de la Dinamo, în etapa 17-a din Liga Națională de Handbal Masculin. Considerată una dintre principalele favorite la câștigarea titlului de campioană, Dinamo a început în forță întâlnirea, iar după primele 5 minute conducea pe tabela de marcaj cu 3-0, scor stabilit de golul francezului Ragot. Universitarii au scăpat însă repede de tracul debutului, au egalat situația la 3-3 prin târziorul, iar pe fondul paradelor lui Spiridon au luat un avans de două lungimi după ce Petre a punctat în minutul 16 pe contraatac pentru scorul de 4-6. Ecartul s-a păstrat până în minutul 20, când târziorul marca pentru 5-7, după care studenții nu au mai găsit drumul spre gol. Au făcut un schimb dinamoviștii de 4 ori în 3 minute, fostul capitan al sucevenilor Adrian Chiruț, ducând scorul la 9-7 în favoarea gazdelor în minutul 23. Finalul primei reprize a aparținut tot celor de la Dinamo, care avea să intre la pauză cu un avantaj de 4 goluri, scor 14-10. Albiroșii au marcat primii în startul părții secunde, Chiruț a dus apoi scorul la 17-12 și Răpciugă l-a mărit la 18-13 în minutul 39, iar banca tehnică suceveană a solicitat time-out. Minutul de respiro nu a adus nimic bun în jocul universitarilor, dinamoviștii mărându-și treptat ecartul la 21-15, 23-16 și apoi 26-18. Diferența maximă dintre cele două echipe avea să se înregistreze în minutul 52, când francezul Dio, cel mai bun jucător de pe teren cu 10 goluri în poarta suceveană, a rotunjit scorul la 30-20. De partea cealaltă, cu 8 reușite personale, internaționale de tineret Burlacu a ținut sus standardul bucovenilor cu o dublă pe final. Dinamo CSU Suceava s-a terminat 31-22 și albiroșii urcau cel puțin pentru o zi pe poziția secundă în clasamentul Ligii Naționale. De partea cealaltă, formația suceveană, ajuns acum la cea de-a 10-a înfrângere, face din nou cunoștință cu ultimul loc. Am întâlnit o echipă Dinamo care traversează o perioadă excelentă și care în această formulă poate să câștige campionatul. Am făcut un joc bun, chiar dacă această partidă va conta mai puțin pentru noi în perspectiva play-out-ului. În prima repriză, beneficiind și de inspirația portarului Spiridon, tinerii noștri jucători au evoluat fără inhibiții în fața unei echipe mult mai valoroase în repriza a doua și pe fondul unor decizii ale arbitrilor care ne-au dezavantajat. Dinamoviștii au reușit să se distanțeze, a declarat antrenorul Petru Ghervan. Pentru CSU Suceava au evoluat Spiridon și Maroci cu portari, Burla cu 8 goluri, târziorul 5, Gavrilovici 4, Petrea și Bursuc câte două reușite, Trifkovici un gol, Popovici, Eros, Costea, Sandu, Davidovici, Preda, Ion Tkaciuc și Aldica. Următorul meci de campionat al echipei sucevene va avea loc pe data de 14 februarie, când va primi în sala liceului cu program sportiv vizita grupării Dunărea Călăraș. Iată rezultatele rundei: Handbal Club Odorhei Steaua 31-22, Dinamo CSU Suceava 31-22, Handbal Club Vaslui HC Constanța 25-25, Minaur Baia Mare Știința Bacău 28-24, Potai Saturda Poli Timișoara 26-25, Dunărea Călăraș CSM București 19-22, iar Pandurii Târgu Jiu a stat în această rundă. În fruntea clasamentului, pe locul 1, Handbal Club Odorhei 33 de puncte, 2 Minaur Baia Mare 33 de puncte, un meci mai mult disputat, 3 Dinamo, 32 de puncte.